Bună ziua, dragi, și mă găsim la Treia cu Profana, din nou la treabă. Iată, așa că n-ați mai văzut de mult de tabla asta micuță. Și nu, pentru că asta era la scutin undeva. Am ajuns cu ea în apartament. Pentru că condițiile sunt altele, nu? E frig afară, e destul de greu să facem în alte condiții, așa că ne strângem rândurile, așa cum se întâmplă de fiecare dată, iarna. Intrăm în spațiile mai mici, încălzite, și pe alam pe George, George de la Botoșani. Te salut, George! Salutare! Salutare! Bine, să-i salutăm pe prietenii noștri. Da. Acei care sunt în clasa a patra. Iar tu faci o vizită acum, în câteva zile, când ai o singură idee. Aceea de a înțelege, s-a întâmplat ceva? Mi se pare nu că înregistrează, uite-te. Păi, e roșu, mai de-am să... Roșu trebuie să fie, nu da, verde. Nu, roșu, verde. Roșu. Da. Deci, George, spuneam de faptul că... sănătate! Mulțumesc! Așa. Spuneam de faptul că frământarea ta este aceea de a ajunge la un colegiu valoros, nu? Așa e bătaie foarte mare. Te-ai gândit vreo clipă la nivelul generației tale? Ce se întâmplă acum, nu? Copiii de-a patra au început bătălia puternică pentru chestia asta, pregătirea puternică. Tu știi, să-ți dai seama din clasă, îi simți pe colegii tăi, nu? Da. Ei doresc să prindă colegiile valoroase. Nu? Importante, așa, de la din orașele mari, da. Așa cum e Vaslui, București și mai departe. Da. Și au atâta dorință ca acele teste care se dau, da. Da, să fie făcute într-un procentaj cât mai bun. Dacă se poate chiar spre performanță, spre maxim. Da. Și tu ai venit cu un test de acesta. Am vreut. Așa, l-ai găsit pe undeva la București, ai avut o relație, da? O relație și cineva ți-a furnizat aceste. Și acum, noi, haideți să spunem, după ce tu l-ai văzut acolo, la discuția aceea care ai avut-o cu colegii, cu prieteni... Unele nu știu să le fac. Unele nu știu să le faci, asta e foarte tare. Doar 3 din 7. Doar 3 din 7 n-ai putut să le faci. Da. Acum, eu spunem așa, discutăm pe deasupra. Povestea este că acele probleme te-au surprins din cauza dificultății sau a unei experiențe. Tu, în general, cum procedezi? Tu cauți modele de exerciții din urmă făcute când citești un exercițiu, o problemă, să spunem, despre ce? Cam care este atitudinea ta? Cum îți propui să te apuci de treabă? Citim de mai multe ori problema, foarte tare. Trebuie să o înțelegem bine. Da. Cu virgulă cu tot. Cu virgulă cu tot, adică da. Cât se poate de bine. Nu e important să o citim în viteza cea mai mare până la sfârșit și să nu te alegi cu nimic. Mai bine începem să citim rar, clar, atent, să vedem ce se întâmplă. Bun, pornim la treabă. Apropo de asta, noi ne cunoaștem. Acum vedem ce se întâmplă. Pornim să vedem ce performanță putem face noi în câteva zile. Mai ales că acum ne-am creat condițiile acestea foarte bune, foarte bune, în sensul că e cald aici. Știi ce? Când mai se întâmplă că nu-mi iese o problemă, eu am să spun, George, gândește-te tu și eu mă duc să mai beau o cană de apă din boabe de struguri. Bine? Da. Tu nu bei, asta e problema ta, dar la mea, și asta e problema mea la rândul meu, da? Așadar, zicem. Uite când am pus o cărare. Băi, George, citește-mi tu. Prima problemă. Bine. Un număr natural... Un test, da? Un test. Pentru admitere clasa a 5-a, nu? Hai să zicem. Nu. Sau cum spune acolo? Un test? Concurs de selecție la elevii. Ah, test pentru selecția. Pentru selecția. Am găsit pe internet. Pentru selecția elevilor, viitor, da? Pentru selecția elevilor, ce doresc să ajung în clasa a 5-a, nu? Nu. Ce doresc să ajungă la centru de excelență în matematică. Uaaa!
E mai greu decât mai tare, mai greu. Extraordinar. Deci test pentru selecția elevilor ce vor ajunge în clasă, în centrele. Păi ce tare mi se pare. Centrele de excelență. Da? În centrele de excelență. Foarte tare problema. Păi ce faci chestia. Problema, adică ca obiectiv. Deci nu numai. Vreau să spun că în școlile unde veți ajunge voi în clasa 5-a, nu numai acelora se adresează, ci și celor care vor să ajungă în centri de excelență, care vor însemna ce? Din grupe de acelora cei mai buni, ele. Asta, testele astea sunt foarte grele. Wow. Scoase tu mai... Haide să spun un lucru, tu chiar acum crezi o stare de disconfort. Pentru că știi, mă pui în curgătură, spui că sunt așa de grele. Sunt grele? Așa nu se dă la testare, se dă mai ușoare. Și m-am uitat, știu. Băi, ești tare. Așadar, prima chestiune. Hai să vedem. Ce spune prima? Un număr natural A are 5 cifre, iar suma cifrelor este 2. Deci A este un număr natural din 5 cifre. A, B, C, D, E. Uite așa am pus eu. A, B, C, D, E. Da. E bine? Este, da, așa mi-ai spus. Un număr natural A e format din 5 cifre. Iar suma cifrelor este 2. În paranteză, eu voi spune, A plus B plus C. Sigur că da. Păi George, păi cum să nu? Deci numărul A mare este ABCDE și suma cifrelor sale, A plus B plus C plus D plus E, este egal cu 2. Băi. Eu fii atent ce fac acum. Mă opresc aici. Aș vrea să pot genera toate numerele dacă aș fi un pic mai mare. În sensul că aș face un program pentru calculator să-l genereze el. Să știi calculatoarele și astea, că tot ce vedeți voi, sunt urmarea unor programe pe care oamenii le fac. Știu, cu calcule, cu tot felul. Exact. Calculatorul este o simplă cutie acolo, care nu are nicio relevanță. Ea prinde viață dacă îi se dă un program și pe baza programului acela, acolo se fac tot felul de alte mici programe. Până aici ar putea face un program ca să genereze toate numerele de 5 cifre, a căror suma cifrelor care ne adunăm, să facă 2. Cum nu putem face asta? Îți propun să facem noi munca asta, la mână. Hai să vedem care sunt toate numerele de 5 cifre. Am să notez A1. A1, primă variantă, egală un prim număr. Te rog să-mi spui tu care ar fi un număr de 5 cifre, a căror sumă de cifre când adună, să facă 2. Păi, 10.001. Adică, cu prima cifră 1, da? Da. Și pun 1, 2, 3, 4, sau ce pun 1? Cât am? 2, 4, 5, e bine. Da. Deci e vorba de 10.001, ai spus tu bine. Da. 10.001 este un prim număr pe care l-am construit după condiția aceasta. Da. Că suma cifrelor sale, 1 plus 1 face 2. Da. Deci să spunem și un paranteză, 1 plus 1 egal cu 1 plus... Dacă vrem să fim riguroși, 1 plus 0 plus 0 plus 0, da? Plus 1 este egal cu 2. Asta e povestea. Da, dar să scriem și cu 1 direct, adică se știe că 0 nu... 0 n-ar avea nicio influență la adunare, nu? Da. Ca element neutru, corect. Al doilea număr pe care îl putem surprinde este următorul. Următorul element pe care îl putem surprinde este... 10.010. Aha, 10.010. 10.010, m-am prins. Ai un fel de a-ți ordona mintea acum
ca în construcția asta, neapărat unul trebuie să fie pe prima poziție. Nu se poate. Dacă în loc de unul am pune 0, nu mai fi. Da, nu se poate așa. Deci clar că tu începi cu unul de fiecare dată, da? Da. Și ce ai de gând acum să le generezi pe toate, mișcând-te unul din scoadă, de la sfârșit, de la cifra unităților, zecilor, sutelor, miilor, da? Da. Ia să vedem. Al treilea număr ar fi? Al treilea număr ar fi 10.100. 10.100, corect. Al patrulea număr? Al patrulea ar fi 11.000. 11.000. Și iată că am reușit, l-am generat corect. N-am mai spus în paranteză că totdeauna suma este 2. Este de interes faptul orice om care va vedea filmul nostru. Și să spun un lucru, foarte mulți copii sunt cei care merg pe Prof Online. Acum noi nu mai facem transmisiunea direct. Te asigur că dacă ar fi făcut o transmisiune în direct și cei abonați ar fi primit mesajul, rapid ar fi trecut pe știu. Film, da? Știi asta? Live, da. Da? Și ar fi fost în direct acolo. Acum, noi facem filmul acesta și George, îl voi pune pe internet sau mă gândesc în clipa asta, dacă lecțiile noastre să fie foarte frumoase, să fac un video manual. Un video manual de excelență. Fii atent că acest lucru nu mi-a venit în minte decât acum, în fața camerei. Deci un video manual pentru ce înseamnă activitatea de excelență. Am un video manual pentru clasele 1-4. Da. Da? Dar video manual pentru excelență l-am făcut. Cu tine facem. Deci mie îmi trebuie 15 ore pentru a face un video manual de asta. Facem. Pornim? Batem palma? Spun că sigur reușim. Bravo! Gata, mi-a venit ideea. Acum suntem conectați total. Suntem actorii acestui video manual de excelență. După el vor lucra foarte mulți copii. Da. Pornim! Oare ne-am epuizat pe toate? Nu! Mai avem unul. Care este? A5 este egal cu 20.000. Deci A5, al 5-lea ar fi 20000. Da. Mă lasem cu discuția cu tine. Și deodată gândul că video manual de excelență. Uitați-mi de asta. Eu chiar credeam că ne-am oprit aici. Am întrebat așa ca să spui tu, gata, am terminat. Dar ai prins foarte bine momentul când și 200, suma cifrelor sale face tot, este nemaipomenit. Bun. Mai zi încă o dată problema. Deci, ce spune acolo? Citește un pic. De la început? Da, la început. Numărul natural A are 5 cifre, iar suma cifrelor este 2. Corect. Am găsit pe toate posibilitățile. Da. Predecesorul numărului A are suma cifrelor 28. Care este numărul A? Justificați răspunsul. Predecesorul? Ce înseamnă predecesor? Că nu mi-am amintesc așa bine. Succesorul înseamnă cu unul mai mare decât decât numărul respectiv. Și predecesorul cu unul mai mic decât numărul respectiv. Excelent! Asta e. Da. Deci asta vom face și noi aici. Așadar, hai să spunem, lângă tot ce am făcut aici, să punem pentru numele acestea 5, să punem o bară, așa, și să punem vecinii care să însemne ce? Predecesorii. Da. O să zicem P1, predecesorul PA1, predecesorului A1. Da. PA1, care este? Dar nu acolo, în dreptul lui. Predecesorului A1. Predecesorului A1 este 10.000. 10.000, care scrie pe 1, da? Da. 10.000. Predecesorului A2 este 10.009. 10.009. 9. Cred că ai dreptate. Da. Ai scăzut din 10 pe 1. Da.
predecesorului A3, da? Este 10.099. 0.099, da? 10.099, apoi? Predecesorului A4 este 10.999. Și predecesorului A5 este 19.999. 9, 9, 9, până la capăt. 19.999. Foarte tare! Deci, noi am generat toate numerele de 5 cifre, a căror sumă, cifre, suma cifrelor adunate să facă 2. Și autorul ne trimite acum spre predecesorii. Da. Deci cei care s-au fost mai mici cu 1 de pentru fiecare. Da. Și nu, dintre ăștia 5, trebuie să selectăm pe ăla care are suma cifrelor cât? Care are suma cifrelor 28. 28. E ușor. Trebuie să vedem acum paranteză, să adunăm suma cifrelor. Deci hai să zicem, ies suma de la S, da? Suma pe A1, da? Suma cifrelor de pe A1. Da. A predecesorului A1, nu? Eu am pus o paranteză. Pur și simplu. Da. Dar să știi că dacă și le adaptez cum fac eu aici, place ochiului când pe teză, când pe lucrare ce pui lucrurile așa frumos, așa care corectează, bă, ce tare este tipul. Deci, a zis așa, A1, A2, A3, A4, A5. Variantele lui ea. Da. Pe urmă, predecesorii. I-a zis pe A1, pe A2, pe A3, pe A4. Acum, suma cifrelor. Poți să spun, yes, ce? Eu pot să zic și așa. E suma cifrelor 1. Da. Suma cifrelor pentru predecesorul 1, da? Da. Este 1 plus 0 plus 0 plus 0. Plus 0, hai că stii până la capăt, e ca 1. Suma cifrelor predecesorului al doilea este, mai ales că primul aici, 1 plus 9, ca să mai pierdem timpul, da? Da. 1 plus 9 face 10, te rog să mă ajuți tu. Da, după aia, 1 plus 9 plus 9 este egal cu 19. Da, 1 plus 9 plus 9 și egal cu 19. Apoi, suma C3. C3 a fost C4. 1 plus 9 plus 9 este egal cu 20 și cât? Păi 28. 28, sigur că da. Și cred că acesta e. Și cred că acesta e, pentru că tot repede legat de problemă. Suma cifrelor fiind... Da, să continuăm și următorul. Sigur că da. Suma cifrelor 5, este 5 egal cu... Ce? 1 plus 9 plus 9 plus 9. Da? Plus 9 plus 9. De câte ori? De 4 ori 4, nu? 4 ori 9, 36. 37. 37 este suma cifrelor sale. Păi să zici F și A. Uite, fals. Asta! Deci nu-mi trebuie asta. Fals. Aici e fals. Așa am spus. Fals. Adevărat. Adevărat și fals. Așa. Foarte bine. Și aici chiar încadrăm. Și răspunsul este să se găsească numărul A, a cărui predecesor. Răspunsul corect este ăsta, ia răspunsul. Numărul A care a fost cerut, a cărui predecesor, suma cifrelor sale, așa este, 1000A egal cu A5, A4. A egal cu A4 și egal cu 1100, sau 11.000, nu? 11.000, da. 11.000, nu 11.000. Așa, e bine cum am scris acum. 11.000. George, problema mi-a plăcut foarte mult. Deci, vezi tu, e o problemă în care autorul vrea să afle de la cel care, hai să spunem, momente importante. Chiar așa notăm. Momente importante. Și trebuie să vedem care sunt momentele importante în problemă. Și ne pune autorul să facem? Nu. Noi vrem să spunem așa, cu ce plecăm de aici? Ce a urmărit el? Deci eu fac următorul lucru. Tu n-ai mai întâlnit așa comportament de acesta la clasă. Da.
învățătorii voștri, nu, fac programe să trec la alta, la alta, la alta, la alta și așa mai departe. Nu, eu vreau să văd cu ce m-am ales de aici. Vreau să văd de ce problemă, de ce și-a propus autorul problema asta. Vreau să văd ce a vrut el să afle de la mine. Și eu spun, aha, asta ai vrut, am știut. Afle numărul. Da? Care sunt momentele importante? Adică care crezi că a fost capcanele? Gata, știu. S-a găsit numărul, că dacă ne scapă unul singur, s-ar putea ca acela să fie răspunsul. Să nu scapăm deci, răspunsul. Pe toate trebuie găsite, da? Toate. Dar primul moment important, când ai formulat numerele, crezi tu care a fost, ca ce a vrut autorul să afle, dacă știi sau nu știi? Prima cifră a unui număr trebuie să fie neapărat? 1. Număr diferit de 0. 1 sau 2. 1 sau 2? Da. Nu putea să fie 3. Da, nu, că atunci nu are suma 2. Nu, poate. Nu are suma 2. Deci prima chestie care mi-a vrut-o el, a vrut să spui, știi tu că A este 1 sau 2? Deci, prima problemă, punem o liniuță. Cea mai importantă este asta. A diferit de A mic diferit de 0. Deci când am scris numărul A mare egal cu A, B, C, D, E, trebuia știut, virgulă, cu A diferit de 0. Da. Deci dacă nu știai asta și te apucai să spui că la poate să fie 0, păi gata, ai pierdut tot. Nu, e imposibil să fie 0. Păi vezi, asta a fost prima capcană. Prima problemă, pentru că foarte mulți copii, nu vorbesc despre excelență, ci vorbesc de cei care încă n-au înțeles, au ajuns în clasa a patra și știu că la un număr, când ai pronunțat cuvântul fie numărul, neapărat, din trei cifre, neapărat prima cifră trebuie să fie diferit de zero. Dar încă știu. Nu toți, nu toți. George, tu nu ai în clasă copii care încă nu le clară treaba asta? Cred că am. Cred că ai. Și unul dacă există. Poate tu ești la o clasă foarte bună dacă ți-a fost problema să accesi la o clasă de excelență. Câți copii sunteți voi în clasă? 33. Din cei 33 de copii, hai să facem o discuție sinceră. Din cei 33 de copii, cam unde este poziția ta în clasă? Cam al câterea te vezi tu poziționat? Nu știu. Ai, nu se poate. Copiii sunt cei mai fini judecători. Ei știu foarte bine. Ei știu că au pe 2 deasupra lor, sau pe 3, au pe 4 sub, deși ei au, nici profesorii nu știu să aprecieze atât de bine cum se apreciază copiii. Există asta. Tu nu se poate până în clasa a patra, iată, ai 3 ani în urmă, ești la a patra a început, dar nu se poate să ai așa foarte clar în mintea ta. Asta e poziția mea de acum și eu trebuie să urc mai sus. Hai să întreb invers. Câți copii crezi că sunt deasupra ta? Iar nu poți răspunde. Câți copii sunt sub tine? În clasă. Nu pot să dau un număr, că nu prea știu. Totuși nu... Este pentru prima dată când mi se întâmplă mie chestia asta. Fii atent, prima dată. De fiecare dată am avut discuții de acestea cu cei care m-am întâlnit și m-am spus eu sunt pe poziția a doua. Am pe colegul meu care e mai bun decât mine. Da. Un coleg, nu colegul de bancă. Un coleg din clasă e mai bun ca mine. Eu sunt pe poziția a șaptea. Fiindcă am 6 colegi care sunt mai buni. Îi știu. Ăla. Da. Poți să te pronunți? Fără nicio chestie, că nu se întâmplă nimic. Nu prea. Nu te pronunți. Refuz asta. Hai că asta simt eu. Refuz pentru că tu nu vrei să-ți desconspiri poziția pe care o ai tu în clasă. Comunică. Poziția ta, că tu o știi pe a ta în clasă. Deci, copiii când se întâlnesc, când discută, când nu știu ce, fiecare vrea să se poziționeze cât mai sus. Și chiar în discuțiile particulare, copiii vorbesc despre ceea ce înseamnă la problema aceea, dau soluția aia, la faia, la nu știu ce. Și voi vă știți foarte bine, mai bun decât învățătorul. Deci nu îndrăzește. Bun, te respect, te las așa, nu te mai departe. Probabil dacă n-ar fi camera, ai vorbi. Dar acum, cu camera, nici ai vorbit, nu ai vorbit. Ai o chestie, o decenție pe care n-am întâlnit-o, aceea de a spune nu. Dar să știi un lucru, hai că acum am dat drumul la o discuție, de asta eu o duc mai departe. Trebuie să înțelegi
Că dacă te reperezi tu pe tine ca persoană, cam unde te situezi, și te reperezi corect, te autoapreciezi corect, atunci ai șanse să progresezi foarte mari. Foarte mari șansele ai. Dar dacă nu te apreciezi corect, uneori te supraapreciezi sau te subapreciezi, niciuna din variantele este nu-i corectă. Trebuie să fie cât mai exactă. Să îndrăznești, să te citești pe tine însuți, în raport cu ceilalți, ca să știi exact unde afli. Da? Promitem că vei face acest studiu cât de curând și îmi vei răspunde la întrebarea aceea. Bun, deci mai prima problemă a fost să știm că A e diferit de 0. Da. A doua chestiune care s-a părut importantă. Să generăm toate numerele, da? Da. Deci, să generăm două puncte. A1, A2, A3, A4, A5 și A6. Nu A5. A6 nu mai este, nu? A5. Da. Apoi, să știm ce înseamnă predecesor. Eu așa mă gândesc, per succesor de la succede. Așa, cine urmează de la tine încolo? Da. Și ce a precedat în urmă, nu? Ceva în urmă. Da, perfect. Precedent, foarte bine. Deci a fost important să știm ce înseamnă predecesorul. Și încă ceva care a mai fost important. Să generăm toți predecesorii. Da. Foarte tare. Să generăm predecesorii. Și pe urmă să ne punem problema să calculăm suma cifrelor nostru. Da. Da? Nu e ușor. Și de acolo a fost o banalitate. Da, dar să ne culcăm. După ce o generat, dacă e generat, pe ăștia toți predecesorii. Se poate un lucru, dacă nu e atent, dacă e o se poate, dar nu cred. Dar ar fi fost prea puțin, e vorba de o simplă adunare, de niște numere acolo. În clasa a patra nu mai. Dar, în final, autorul a avut câteva puncte, iată, eu am surprins că fiind 4 puncte importante în compunerea problemei, aceea se înseamnă formarea unui număr de 5 cifre, cu cifra prima cifră diferită de 0, generarea tuturor, cu suma cifrelor face 2, predecesorul, ce înseamnă, și generăm toți predecesorii în legătură cu numele acesta. Da? Vezi, dacă tu, în mintea ta, să așează așa o problemă, atunci nu mai pleci la problema asta cu niște lucruri foarte clare. Apropo de asta, îți propun să le dăm prietenilor noștri ca temă, nu că suma cifrelor lor, acestui număr ABCD este egal cu 2, ci cu 3. Deci ca temă, și rămân și ție, lăsăm și lor, să spunem așa. Acum? Nu, ca temă pentru mâine. Deci mâine arătăm cum se face? Asta le propune. Eu vreau să mai facem un pas. Proful online nu face numai simpla problemă. Și dintr-o problemă face alte probleme. Știu. Da? Deci eu acum, pentru a mă convinge că tu și toți privitorii noștri au înțeles bine problema, le propun ca temă, chiar așa, temă, legat de problema pe care autorii testului de mai sus au focusă, nu problema asta, legat de această problemă, le propun prietenilor noștri următoarea, dar nu numai eu vreau să o propun, vreau să o fac cu tine împreună. Te rog să mă ajuți. Bine. Ai înțeles? Deci, da. Mi-a și venit. Același conținut, același... Da. Te rog. Lăsa să mă aștept, să știu despre da.
Hai, care să spunem? Problemă propusă de elev. De George. Dacă ai înțeles mesajul meu, chiar important ca tu să o propui. Te rog. Bine. Se dă numărul A format din 5 cifre. Se dă A mare, da? Da. A mare egal cu A, B, C, D, E. Iar suma cifrelor sale este 3. Așa încât A mic plus B mic plus C mic plus D mic plus E este egal cu cât suma? Egal cu 3. De acord? Da. Predecesorul numărului A are suma 38. Deci predecesorului A egal tot un număr. Hai să spunem, predecesorul este tot un număr de tipul M, N, P, Q, R. Este un alt număr. Da. Nu este aceeași, nu? P, care R. Are suma cifrelor 38. M, N, P, G. M plus N plus P. Dar, de fapt, cine este? Așa întreb tu. Cine este A mare? Deci A mare egal cine? Cine este A mare? Da. Așa încât M plus N plus P plus Q plus R să fie egal cu 38, da? Da. M plus N plus P plus Q plus R să facă 38. Da. Dar să știi că eu am și niște întrebări. Tu crezi că suma asta E plus E plus P plus E egal cu 38 e dată la întâmplare? Asta? Adică ți se pare că așa componând o problemă cu dând 38. De ce ai dat 38? De ce nu ai dat 36, 32, 39, 45, 79? Că o înseamnă că nu e corect. Am calculat un număr și m-am gândit și am pus rezultatul lui. Nu știu care este. Aaaa, deci tu 38 pui cu semn întrebare? Da, mai întâi facem nume și după alegem 1 după aia. Cu suma predecesorului, alegem un număr de acolo. Da, deci tu spui așa. Ai dat acest 38, dar nu ai multă siguranță. Da, nu... Ești în etapa când compune problema. Da, nu... Autorul crezi tu că acum pătrunde în mintea lui în problema anterioară, când i-a dat suma cifrelor 2 și suma cifrelor predecesorilor fiind niște numere. Da. Au fost niște numere care deja numerele acelea da. Le-a surprins el. Nu? Adică el a făcut problema înainte. Deci n-a dat înainte 20 și cât a zis mai înainte? 20 și... 28 la întâmplare. Ci pentru că la unul din numere, predecesorul chiar a apărat... Nu știu dacă e corect. Deci nu știm care e dacă e corect. Dar m-am gândit la asta. Tu te-ai gândit la asta, pentru că... Dar nu sunt sigur. În exemplul anterior, fii atent ce faci tu acum. În exemplul anterior, parcă am întâlnit un număr care a dat 38. 28. Și am pus încă 10. Tu ai pus încă 10. Dar... Pentru că m-am gândit de la 2 la 3 și am ca și cum am mai pus 10. Foarte tare. Uite, aici sunt lucruri frumoase, interesante. Dar n-ai o argumentație riguroasă. Da, dar cred că e ultimul număr. Nu știu de ce, deoarece la primul este la A4, este un număr. Și A5 este altul, care nu e corect. A4 este, acum cred că e A... Deci te legi? Este spectaculos. Cum în mintea ta, lucrurile acum încep să se lege și face o mișcare, cum ai trecut de la... Cum la 2 ai găsit 28, da. La un moment dat,
Acum, pentru 3 teze, băi, hai să fie 38. Dar recunoaștem în fața tuturor prietenilor noștri că ai dat acest număr nu cu convingere, n-ai argumente foarte riguroase, ci pur și simplu crezi că așa este corect. Da. Bun. Bă, ce trebuie să-i facem? Lăsăm acest lucru ca temă și ei și tu să generați pentru ora care vine problema propusă, că de-aia e problema propusă. Și noi am pus aici semn de întrebare pentru că nici tu nu ești sigur că 38 este una din variantele acelea care probabil vor apare. Acum îți dai seama că dacă am generat toate numerele pentru care suma cifrelor să fie 3, vor fi mult mai multe numere. Da. Ai putea să încep cu un exemplu? Încep cu un exemplu? Deja unul. Cum ar fi un prima unul pe care tu îl surprinzi în clipa asta? Păi 10.011. Deci cu 1 începând prima cifră, 1, da. Obligatoriu. 0011. Când a fost 2, 2, nu, a pus prea mult, nu? A spus. A pus prea mult, numai 1 așa, da. Când a fost mai înainte cu suma cifrelor să facă 2. Acum e 3. Acum fiind 3. Tu ai plecat. Dacă a fost 2, ai pus un 1 aici și acum încă acum unul obligatoriu. Acum se schimbă, la început se poate 1, 2 sau 3. Nu cumva ăsta e cel mai mic număr posibil? 1. Deci 10.011, dacă nu cumva e cel mai mic număr cu 5 cifre, a căre suma cifrelor sale să facă... Iată, o altă problemă care se declanșează acum. Care e cel mai mic și care e cel mai mare? Păi, cel mai mic... Cred că acesta este. Asta este, sigur că da. Iar cel mai mare este 3.000. 30.000. 30.000, da. Deci vine unul la un moment dat, nu știu, cred, care va fi 30.000. Foarte tare, foarte tare. Și înseamnă că aici sunt mai multe numere. Da, aici trebuie... multe. Simți tu că jocul ăsta care îl facem aici... Nu prea multe, dar nici prea puține. E, sunt, se distruge. Atenție multe, nu trebuie să ratăm vreunul din ele. Da. Că acel unu poate să fie cel care îl exploatezi tu, îi găsești predecesorul și poți forma problema. Da. Da? Deci e tare, foarte tare problema. Nu ne despărțim, dragilor, vedeți, acest lucru vreau să-l remarcați și voi, toți prietenii care urmăriți pe Prof Online, am înțeles un lucru, că noi nu ne oprim pur și simplu la o primă problemă pe care o facem, pentru că mă interesează latura asta, deci cel mai mult și cel mai mult mă interesează să reușesc să dezvolt latura creativă. Creație. Da, partea creativă. Deci fiecare copil are atâta imaginație și atâta posibilitate să se miște într-o zonă, iar eu vreau să lărgesc cât mai mare. De ce? Pentru că de regulă la clasă sunt împotriva acestui model de lucruri la clase. Învățătorii, în goana asta de a robotiza și de a avea cât mai mulți care să dea un răspuns acolo, îi sau nu rodul gândirilor, uite de latura asta frumoasă, importantă, partea creativă. De aceea veți vedea de fiecare dată, de la o problemă pe care o am, nu o părăsesc. Încerc să dezbat la rădăcină, să văd ce lucruri importante a fost acolo. Încerc să pătrund în mintea autorului. Din clipa aceea încerc să fac eu probleme. Iată, acum este un moment foarte important. Când pe George l-am invitat să gândească o altă problemă, cu suma cifrelor, iată, 3, a format-o foarte bine. Suma cifrelor predecesorului data trecută a fost 28. S-a gândit el că poate 38 mărit cu o unitate, s-a gândit cu 10. Nu-i sigur, dar el face chestia asta. Acum, ne dă primul număr, cel mai mic, cel mai mare, și pe toate celelalte, vă rog să scrieți voi, dragilor,
care se încadrează între a unul și al câtele o fie asta, că n-am mai făcut. Poți să vedeți cum am făcut noi. Deci ai vreo idee? Eu? Cum aș face? Cum ai face tu? Nu, eu hai să facem, știi ce? Acum tu, mintea ți-ai dat drumul la ea și vrei să vezi dacă poți completa pe toate numerele, deci cu multe precizii. Dar eu îți propun așa, hai să lăsăm și pe prietenii noștri, să nu le facem problema. Că știi cu câți, cu cât vor fi mai mulți cei care vor încerca, tu nu știi prea bine, când te-ai dus acolo să vezi ce se întâmplă prof online. Deci sunt foarte mulți care fac problema, fac comentarii. Am găsit un profesor, știu ce să fac aici. Mă sună uneori când sunt în transmisiune în direct. Sună, știți la problema ce care ați lăsat-o? Noi am găsit soluție. Asta de-aia e frumusețea mare. Deci eu discut cu tine acum, dar eu mă adresez tuturor prietenilor mei. Sunt foarte mulți din țară și nu numai din țară, și din exterior. Da. Da? Toți vorbitorii de limbă română au șansa să ajungă la prof online. Da. Mergem. Bun, lăsăm problema. Hai să, după ce am dezbătut-o și am înțeles, se pot propune probleme. Te poți gândi și la suma cifrelor să fie 4. Te poți gândi... 48. Ai suma cifrelor 48? Un număr... Ia să vedem. Chiar suma cifrelor 48. Oare câte număr s-ar des? Mult, dar fi mult. Ia să văd, mă. Hai că tu vezi, de aici pornește chestia. De suma cifrelor să fie 48, ai zis, nu? Da. Ha, 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 ha. Ce faci? Ce faci? Ce probleme frumoase mi-ai declanșat acum. Fii atent aici. Chiar așa. Care-i problema lui George? A fost prima problemă și acum a doua problemă. George cere ca suma cifrelor să fie 48. Suma cifrelor să fie 48. Da. Hai să zic pentru succesor, nu pentru predecesori. Pentru predecesor să fie 48, iar pentru A să aibă suma cifrelor 4. 4? Nu. Sau 3. Hai să facem o problemă, acum nouă, rupte de asta. Care sunt toate numerele de 5 cifre, pentru care suma cifrelor lor fac 48? Deci numere de... 5 cifre. Da. Cine sunt numerele de 5 cifre? Cine sunt acestea? Cine sunt acestea? Și cu cine sunt egale ele? Așa încât A plus B plus C plus D plus E să facă 48. A schimbat problema. Ne oprim la acele numere. A. Numai de început, încât suma cifrelor să fac 48. E destul de lung exercițiul aici. Putem să începem cu... Durează ceva. Da, uitați un număr. Dă-mi un număr. 48.000. 48.000. Suma cifrelor sale? 48. Cum? A plus B? 4 plus 8? 4 A. plus 8? Mai trebuie ceva, dar e greu. Aici e povestea. Mai trebuie. Să văd. 12. Avea 12 până la 48. Da, e 3. Dă-mi un număr care, pentru care suma cifrelor să fac 48. Că tu ai zis. Da, acolo. 48. Cred că nu există. Care? De ce să nu existe? Pentru că am încercat cu 9, de 4 și al 5-lea 9, nu face suma 48, deci nu ai, formidabil! Deci 9, 9, 9, 9, maxim. Nu, da? Și nu merge.
Și să rezulte că 5 ori 9, 5 ori 9, 45. Egal cu 45, imposibil. Imposibil să facă 45, că e diferit de, diferit de 48, nu? Da. Deci maximul posibil este 45. Nu se poate. Da. Deci vezi, problema formulată așa, nu merge. Atunci trebuie să fie un număr mai mic decât 45. Sau 45. 45 ăsta ar fi, e unicul. Da, și după aia... Poți să dau ce sumă de numere? Poți să dau și 40 și... Da, poți să dau și 44, 43, 42... Bun, 40. Bun, hai să dăm 44. Vrei? Da, e ușor. Hai să vedem toate numele pentru care se face... 8 sau 8, 9, mă rog. Foarte tare, foarte sau tare. Sau multa pe o dintr-o parte. 40 și cât? 44. Păi numerele sunt. Hai să începem cu 9, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 9, 9, 8, 9, 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
1, 2, 3, 4. Nu, da, da, bine. Nu, nu, nu. Și al cincilea este 8, 9, 9, 9. Care e cel mai mic, care e cel mai mare? Cel mai mic este 89.999, iar cel mai mare este 99.998. Corect. Corect. O discutăm. Perfect gândit. Dar dacă aș pune 43? Dacă aș pune 43? Acum astea, frate. Ai sunt multe. Hai să le vedem. Păi mai e, poate să fie și 7 cu 1. Ba nu. Ba nu. Acum ba, nu vede. Tare de tot problema. No, 7. Da, ia să văd. Da. Este una, da? Deci primul număr ar fi a 1 egal cu 9, 7. Al doilea ar fi 7, ăsta se duce pe diagonală. 9, 7, 9. Al patrulea ar fi 7, 9, 9. Asta e cut, am sărit? Al treilea. Al patrulea. 9, 7, 9, 9, 9. Al cincilea? Da. 7, 9, 9, 9, 9. Și acum mai am variante. 40 mai sunt. Așa? Ba nu mai sunt. Mai sunt sau nu mai sunt? Nu mai sunt. Trebuie să sunăm un prieten. Sunăm un prieten. Trebuie să fie ceva cu 7, neapărat. Sau cu a... Deci 7 e la distanță de 2 unități față de... 9, 27 cu încă 9, 36 și 36 am și trebuie să-mi dea 43. 36, 43. Nu se poate. Practic, față de 9 de început, ne-am dus la distanță de 2 unități. Da, nu se poate. Sunăm un prieten. Nu se poate. Nu cred. Adică 7 și 9 cât faci? 16. Dar 2 de 8 cât faci? 16. Ce părere ai tu? 8, 16, 9, 9. Deci cei 3 din 9 le lăsăm deoparte. Ultimii 9. 9 și cu 7, 16. Dar și 2 de 8 fac 16. 16 cu 27. Da, 43. Dar sunt multe.
Deci cu 2 de? 8. 2 de 8. Asta e foarte tare. Mai se poate și... Deci, la numai 2 de 8 aveam acum. Acum da. Deci noi la 3 ori 9, 27 și 2 de 8 care îi strecurăm și măturăm prin toată zona aceea a celor 3. Avem mai multe numere, fără discuții, fără discuții. Ne-am dus peste o problemă foarte faină, foarte tare. Dragilor, aici vreau să ajung. Aici este momentul pe care vreau să vi-l spun. Nu umblați să părăsiți momentele când, iată, din clasă, vă vine o idee. George a spus suma cifrelor să fie 48. El a scăpat din vedere că 5 cifre fiind, 5 ori 9 fac 45, a dat problema cu 48, atunci mi-a plăcut foarte tare, George. Te-am prins cu chestia aia. Da. Și eu am zis acum la atac foarte tare. 48, George, hai să facem, hai nu știu ce. Faptul că de la 38 ai trecut cu un 10, nu știu ce, mișcarea aceea, datorită imaginației tale, mergea. Dar iată că nu realității, nu corespundea realității. Așadar, și succesorii aceia, sau predecesorii care le gândeam noi, nu puteam să fie cu suma cifrelor 48. Maxima suma cifrelor, acum am înțeles când dăm problema, maximă poate să fie 45, 5 ori 9, 45. Da. În condițiile care toate cifrele ar fi de 9, 9, 9, 9, 5 ori 9. 42 e cu 6 sau cu... Deci poți să dai acolo toate, tot felul, dar mai mic decât 45. Mai mic decât 45, da? Da. Și de ce m-am prins de problema ta? Nu m-am supărat deloc. De-aia e frumos, dragilor. Când un copil vine din bancă cu idei, nu aruncați peste gard. Ia, ideea aceea poate să fie foarte valoroasă. Și în momentul acela, pe el îl determină să mai îndrăznească. George, nu ai o stare de bine acum? Că ai generat o problemă frumoasă? Că acum tu te-ai ales din toată discuția asta cu ce? Că n-ai voie, tu numeri câte cifre sunt și câte numărul lor ori 9, dacă ar fi fost de 7 cifre. 7 ori 9, 63. N-ai fi depășit, nu, dacă ar fi fost un număr de 7 cifre. Și s-ar fi pus problema sumei cifrelor numărul respectiv. 7 ori 9, 63, zici. 63, da? Da. 63, dar la 63 nu poți zici 65, 64, ci n-ai voie să depășești. Da, dar, dragilor, iată că noi... Și da, acum cu 8, mutăm 8, 8... Deci ar fi următorul, a 5, a 6, ar fi 9, 9, 9, 3 de 9, 8, 8. 8, 8, după aia 9, 9, 8, 8, 9, după 9, 8, 8, 9. 9, 9, ce ai făcut? Spune-mi și mie dacă ai vreo logică. Da, mut grupa de 8, vai în față. Câte doi, da? Da. Dar eu ți-aș propune să lași pe 8-ul ăsta aici. Uite, George, ce aș face eu. Deci eu îmi fac un mod de lucru foarte riguros. Deci, pe ăsta las la sfârșit și numai pe unul îl mișc. Da? Deci uite ce fac. Zic așa. 8, 0, 8. Da. Pe urmă, A, 8, este 9, 9, nu, 9, pardon. 8, 0, 0, 8 și pe urmă A, 10 fiind 8, 9, 0, 0, 8. Ați greșit? Nu 0, 9. Unde ai greșit? Ce-am greșit? A scris 0, 8 de 9. Nu vedeți? Ia să văd. Da. Vedeți? Deci 8, 9. A scris 8, 9, 0, 0, 8. 8, 9, 9. Vedeți? Hai să văd încă o dată. Vezi? Eu am... Deci 8, 8 s-a dus aici. 8, 0, 8. 9 e acolo. Deci 8 aici. În loc de 0 se pune 9 acolo unde a scris dumneavoastră. Se pune 0, da? Nu. Se pune 9 unde e 0. A spus și 0. Nu vedeți 0 ori? Asta? Da, 0 ori. A spus multe 0 ori. Multe zerouri. Din câte cifre este? Din 2, 4, 5, da? 2, 4, 5, 2, 4, 5. Vedeți zerourile? Vedeți? Așa, și acum? 9. 9. 9. 9. Acolo e 0, nu vedeți? E 0. Așa, deci 2, 4, 5. E 0.
Și nu-i bine să fii zero, nu? Da, nu-i bine. Ați greșit toate așa. Am înțeles. Am înțeles. Bravo. Te felicit. Deci, aici 9 trebuie să fie, nu? Da, 9. Drag, bravo, George. Vezi? Ți-am povestit. Am băut o cană de vin. Și tu ai să-l la mine acum. El e în stare să spun, dom'le, ce faci? Nu mai vezi nimic? Ce caută zero ore? Că nu ai 9. Bravo, bravo, bravo. Bravo, George. 9. 8, 9, 9, 9. Bine? Da. Așa. Și acum, asta 9 trebuie să fie. A 10. Îi duc pe amândoi mai în stânga și pe nouă îl duc la aici, da? Deci să fie 9, 9, 8, 8, 9. Da. Este diferit, nu am avut așa un număr. Dar n-am avut. Bun. A 11 este. A 11 este cine? 9, 8, 8, 8, 9. Deci, practic, pe 8-ul ăsta îl miș până la capăt, da? 9, 8, 9, 8, 9. A 12 este 8, 9, 9, 8, 9, da? Ca avansat și am vreo coadă între ei făcut. Acum, ce am să fac? Da, știu. Încă o dată mai încoace, deci a 12, da, 13, este format din 9, 9, nu 9, 8, 8, 9, 9. Deci cuprajul de aici este mai la stânga un pic, da? Da. Și a 14 este 8, 9, 9. Și ultimul este, o cred că l-am scris sau nu l-am scris? Nu l-am scris. Nu l-am scris. 8, 9, 9. Și a 15 este 8, 8, 9, 9, 9. George, cred că ne-am prins cam pe toate, dacă... Mai sunt. Dacă ar fi calculatorul și aș face un program, el m-ar fi salvat pe mine. Iată, mintea mea, aici este momentul foarte important care se poate încurca. Da, mintea mea nu prinde atât de bine, dar dacă eu fac un program foarte riguros ca să le prinde pe toate, între minim și maxim, că pentru care suma cifrelor să fie așa, o, Doamne, ce mult mi-aș fi dorit să... Hai să spun un lucru, eu am predat și informatică. Da? Ce e? Informatica este știința aceea pe care îi facem calculatorului programe ca el să le execute după cum vrem noi. Da? Deci când în 92 copiii mei, Aura, era în clasa a 8-a, în 92 era în clasa a 9-a deja, m-am hotărât să mă apuc să predau și informatică. Și am predat și matematică și informatică. Și când profesorul, în același profesor, s-au întâlnit cei doi, și matematică și informatică, am realizat cea mai mare performanță a vieții mele. De aceea aveam calificări la matematică și la informatică, la națională. Genele meu a avut dublă calificare în clasa 12-a. Și matematică și informatică. A fost superb. Acum, dacă tu ai fi un pic mai mare, eu aș fi fost în stare să încerc cu tine să facem un programel pe care să-l spunem calculatorul într-un anumit limbaj și să mă ajute să nu cumva să scap unul din numerele acestea. Eu încă n-am convingerea că le-am luat pe toate. Nu le-am. N-am convingerea asta. Că cel mai mic este... Într-adevăr, 9, cel mai mare e 9, 9, 9, 7. Și cel mai mic, cred că este ăsta. 8, 8, 9, 9, 9. Da. Nu este ăsta. Este 7, 9, 9, 9, 9. Da. 79.999 față de
88.999. Deci, clar, cel mai mic este 79.999, iar cel mai mare este 99.999. Acolo e o grupă, voi ați dumneavoastră să luat dintr-o grupă și din alta atunci. Dar nu, eu am gândit ca suma ce vreau să facă cât. Suma ce vreau să facă... E o grupă, e grupa de... Grupa aceea care a fost generată când cifra 7 a făcut, a completat până la, la cât? 43. Până la 43, noi așa lucrăm, da? Și am văzut și echipajul, și aici am prins, hai să spunem. Da. Echipajul de 2 de 8, care să fie tot atât, să ducă la suma 43, n-ai mai văzut-o. N-am mai văzut-o. Vezi? Momentul cel mai frumos al ieșiturilor a fost acesta în care cu 7 te-ai dus foarte bine, ți-ai organizat treaba, dar n-ai înțeles că diferența de la 7 la 2, de la 7 la 9 este 2 unități, și că acele două unități pot fi formate și din 2 de 8. Că 7 și cu 9 fac 16, iar 2 de 8 fac tot 16. Da. Da? Deci noi facem acum ce? Suntem doar un primul exercițiu, da? De la excelență, din testul acela. Prima problemă care ne generează nouă alte probleme. Este spectaculos. Trebuie să spun așa. Că tot timpul mi se întâmplă asta. Când mă apuc undeva să fac o lecție, lecția de azi nu mai seamănă cu mâine. Dacă pe același exercițiu l-aș lua și mâine, aș face altceva aproape. Da? E frumos, foarte interesant. Prietenilor noștrilor, să le spunem așa. Vedeți voi dacă am generat pe toate numărele. Vedeți dacă le-am generat pe toate. Dacă nu mai există vreunul, noi spunem că 15 ar fi. Poate voi găsiți 16, 17, poate încă unul sau două numere sunt strecurate, fiindcă noi le-am omis, nu am avut atâta putere să le găsim pe toate, dar ne-am străduit. Noi spunem așa, că dacă am făcut un program, probabil toate ar fi fost perfect surprinse. Așadar, dragilor, haideți că după ce cu George am mai compus încă două probleme, cred că este timpul să, George, să mai facem un pas spre problema a doua. Te rog. Cercesc? Da, citește. Calculați A plus A împărțit la A știind că... o să mă distrez, da? Deci, un pic să terminește. Deci trebuie să calculezi A plus A împărțit la A egal cu cine? Cu cine este egal rezultatul ăsta? Știind că... Știind că... 2015 minus... Știind că 2015 minus... 20. Minus 20. Împărțit la... La paranteză acoladă. Da, acoladă. Paranteză dreaptă. Da. 10. Da. Minus 4 ori 4. 4 ori 4. Așa faceți voi ori ăsta, da? Da. Împărțit paranteză mică. Paranteză rotundă. Rotundă. Dar să zice și mică. Paranteză mică, da. A minus 3 ori 5. A minus 3 ori 5. 3 ori 5, așa. Da. Eu să știi că sunt tentat să pun punct. Știu, lasă să mi-e punct. 3 ori 5, da. Închidem paranteza mică. Paranteză dreaptă. Da. Plus 2 acoladă. Da. Este egal cu 2010. 2010. George, fă-mă să înțeleg ieșițiu și să știi că eu... Nu mă apuc să rezolv un exercițiu decât după ce formulez strategia de lucru. Nu sunt foarte grăbit să mă apuc. Da. Tu cum propui lucrul aici? Propun să înlocuim A minus 3 ori 5 cu un B. Sau mai o variantă. Așa. Să înlocuim 20 împărțit și bla 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 până la
acolada cu un B. Excelent, așa am să fac. Deci toată bucata asta, George, să o notăm cu un B. Da? Da. Cu 20 începând, da? Uite așa. Toată asta să fie un B. Și atunci ghișiți ce devine? Sănătate. Ce devine? 1 de... 2015 minus B. Minus B. Egal cu 2000. Păi 2015. Nu așa vezi? B este egal cu 2010, da. Adică, echivalent. B este egal, cu 2015 minus 2010. 2015 minus 2010. Este egal cu 5. Egal cu 5. Și acum luăm 20 împărțit. Tot B-ul ăsta? L-am aflat pe B-ul. Da. Scriem chestia asta. Acum, 20 împărțit la... acolada. 20 împărțit la acolada. Paranteză dreaptă. 10 minus... minus 4 ori 4, 16. Ca să nu mai pierdem timp. 16 împărțit la... A minus... minus 15. Așa. Chinem paranteza dreaptă plus 2. Și acolada asta... egal cu 2010. Nu e egal cu B-ul. Este B-ul, este 5. Este egal cu 5, da. Da? Este B-ul. Da. B egal cu 5. Deci B egal cu 5 este ca și cum ai spune, ăsta e B-ul egal cu 5. Corect. Bine. Și acum înlocuim toată. Aia s-a înlocuit, văd eu. S-a înlocuit. Nu, n-am înlocuit. N-ați înlocuit. Păi 20, uitați, scrieți 20, după aia... toată acolada asta. Toată acolada asta. Să spunem că este un C. Un C, da. Și 20... deci echivalent acum. La C este egal cu 5. Ghișitul este 20 împărțit la C, egal cu 5, da? Da. De unde rezultă că C va fi egal cu... C va fi egal cu 20 împărțit la 5, este egal cu 4. 20 împărțit la 5, deci la cealaltă... la cât? 20 împărțit la 5 și egal cu 4. Și acum transcriem, echivalent cu C-ul ăsta, adică toată asta, și zicem 10. Paranteză dreaptă. Dreaptă. Așa a rămas. Da. Dreaptă. Minus 16. Vorbește, te rog. Da. Minus 16 împărțit la... tu te uiți acolo pe cățelul tău și lucrezi. Da. Eu nu lucrez nimic. Dacă tu stai pe căițel și vorbești, și eu scriu după ce vorbești tu. Da, împărțit la... este în paranteza. A minus... A minus 15. Nu, dacă atunci ce? A trebuit să punem paranteza acolo, atunci acolo a trebuit să punem. De ce? Dacă nu s-a adis, dacă nu am... nu, păi tot C-ul este egal cu 4. Tot C-ul... da, zic... că paranteza aia mică trebuie desfințată ca să fie în loc de acolo de paranteză dreaptă. Atunci punem paranteza acolo. Nu mai, s-a dispărut asta acolo, dar și-a rămas de acum așa, privește. Înțelegi tu? Asta a dispărut. Dar merge și așa cu acolo. Dar adică să spun, transformă acolada în dreaptă, nu știu ce, mergem așa, le ștergem puțin. Uite ce am avut. Le-am șters, dragule. Da. Le-am șters. Asta e șmecheria mai tare. Da. De 10 minus 16 împărțit la A minus 15 plus 2, nu? Închide paranteza, plus 2. Este egal cu 4. După aia înlocuim toată paranteza. La dreaptă cu un ABCD. Și ar fi echivalent plus 2 este egal cu 4. D plus 2. D este egal cu 4 minus 2 este egal cu 2. D egal cu 4 minus 2 egal cu 2. Și iată că avem D egal cu 2, care s-ar scrie echivalent. D-ul tot. Adică 10, vorbește. Da. Paranteză... dreaptă, dar toată paranteza. Da. Nu mai scriu pe paranteza dreaptă. Paranteză mică. 10 minus 16. 10 minus 16 împărțit la paranteză mică minus 15, da, plus 2. Este egal cu 2. Nu, plus 2. Fără 2. Fără 2. Fără 2. Că 2 a fost numai asta. Da. Egal cu 2. Trebuie să mă uiți pe la tablă. Da. Echivalent cu?
Da, deci în loc... Locuim da, cu... Da. Cu 16 cu totul locuim cu un... E. Și apare 10. Da, puteam să locuim și doar... Da, dar mi-mi place așa să rămân la operații. Da, așa da. Îmi place mie foarte tare. Și vine 10 minus E. Egal cu 2. 10 minus 2 este egal cu 8. Și după aia 16 împărțit la A minus 15 este egal cu 8. Acum 16 împărțit la F, înlocuim A minus 15 cu F, este egal cu 8. F este egal cu